Preotul Ciprian Dragomir de la Biserica Fundeni din Câmpul Lung a organizat o nouă colectă de haine, încălțăminte, rechizite școlare, alimente, jucării, produse de uz casnic și mobilier mic. Pentru a putea fi distribuite mai ușor, hainele și încălțămintea au fost aranjate în cutii sau pungi inscripționate pe categorii de vârstă. Dacă sunt pentru bărbați, pentru femei, dacă sunt pentru copii, cam vârsta pentru care se potrivesc fiecare din lucrușoarele acestea, fie îmbrăcăminte, fie încălțăminte, jucăriile nu e cazul că se înțelege imediat și este mai bine așa să fie și precizate lucrurile pentru ca să fie ușor de distribuit. Reprezentanții Bisericii Mușcelene nu se află la prima acțiune de acest fel. De data aceasta, atenția a fost îndreptată către tabăra permanentă de la Valea Screzii a parohiei Valea Plopului, unde părintele Nicolae Tănase crește și îngrijește aproximativ 300 de copii orfani, tineri ieșiți din căminele instituționalizate și familii dezbinate, pe lângă copiii și bătrânii parohiei. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, iată și de data aceasta încercăm să mergem cu această colectă de haine, de încălțăminte, de alimente, de produse de uz casnic și jucării pentru tabăra de copii, adolescenți și de oameni din familii dezbinate pe care părintele Nicolae Tănase o rânduiește de la Revoluție încoace la Valea Plopului și respectiv Valea Screzii, două sate din Prahova. Acolo au fost generații și generații de copii și tineri crescuți și salvați de la avort, de pe stradă, efectiv, și pentru care și noi acum încercăm să contribuim cu puținul nostru efort. Este a treia oară când mergem acolo în decursul anilor, după ce am mai fost, bineînțeles, și aici în Câmpul Lung, la familiile de la blocurile Aro și în alte familii de care am aflat că ar fi în diverse nevoi, după ce am mai fost și în alte locuri din județul nostru sau din țară care au fost afectate de inundații sau înzăpeziri și unde am aflat că sunt parohii foarte sărace. Dar de data aceasta mergem iarăși la Valea Plopului. Mulțumim tuturor celor care s-au mobilizat și care au răspuns și chemării noastre, dar și impulsului duhovnicesc pe care l-au de a da din ceea ce ei au primit de-a lungul vieții și celor care au acum mai multă nevoie. Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și pe dăruitori și pe primitori. Preotul Ciprian Dragomir a mai precizat că în luna octombrie va fi organizată o acțiune similară, astfel că toți cei care doresc să ajute persoane mai puțin norocoase pot face acest lucru donând din ceea ce au.